un agente. Acordada. Asesora XM, XM tinde la IF. Limite di XM, se stica, limite di XM, asa tinde la IF. La numero IE. La IE. Da, XM se stica tinde la IF. Și fie șirul IM, pe de sub, fie IM, egal cu sumă de la care egal cu locul IM. Bienii de fracție. 2K minus 1. Totul supra K plus 1 factorial. Să se adie limited la IM. Acesta este punctul care se cere. Limite de la N egal cu 5. Sunt aici mai multe variante. Una din variante e 2E, 2E minus 1, E minus 3, 3 minus E, 4 minus E, E plus 1, sunt mai multe. Și noi să vedem care e variantă acceptată. Deci știm că și la acela sum la care a punut la E din 1 pe K factorial este șir ce tind, este chiar șirul 1 plus 1 pe ea, totul la el. A cărui limite tot e. Dacă vă amintiți, nu? Dar numărul, limita fundamentală, care este 1 plus 1 pe ea, totul la el. Transcris este și acesta. Noi acum trebuie să calculăm limita pe baza șirului de mai sus, să calculăm limita asta, limita din aia. Cum propriu. Este chestiune prinsă în test. De ce s-a dat șirul XM? Păi, probabil că ne vom folosi de șirul XM pentru a afla limita la el. Da, la șirul AN putem scrie factorialul ăla cu factorial cu K plus 1. În loc de K plus 1 factorial, putem spune K factorial ori K plus 1. Hai să mai scriu. Deci AN, tu propui să dai un pic de timp până când să-l aranjăm pe AN cumva în funcție de XM. Da. AN egal cu sumă de la K egal cu 1 până la AN. Din... Rupem creta un pic, nu... Din 2K minus 1, totul supra, spune colegul vostru, K factorial pentru K plus 1. Uite că am făcut chestia asta. Mai departe? Nu putem desface aici? Cum? Ia să văd. Păi, ar veni așa. Sumă de la K egal cu 1 până la N din? Din 2K supra. Așa. K 2K supra. Supra sigur, sigur, sigur. 2K supra K factorial pe lângă K plus 1. Da. A, nu se înțelege că pui K plus 1. Nu cred că asta te gândit. N-ai fost un... Bine, bine, mă gândeam că... Minus 1 supra K factorial pe lângă K plus 1. Asta e corect. Adică ai distribuit numai pe orice lucru termen de sus. Sumă de toate bucate astea. Asta că a avut colegul tău să scrie K factorial pe lângă K plus 1. Poate a avut el vreo ceva anumite. Deocamdată, ce să facem? Cum să continuăm? Ai putea spune că sumă de fiecare, da. De ce calcul sumă din primul minus sumă din al doilea? Din 2K totul supra K plus 1 factorial, hai să strângem că nu am văzut deocamdată. Minus sumă de la K egal cu 1 până la N. Din numărul supra K plus 1 totul factorial. Și cum procedăm? Că noi dorim să trecem la limită, să folosim șirul de mai sus. Iată, partea a doua ar fi oare chiar șirul de mai sus?
sumă la care a cumpărat din 1 pe cap plus 1 factorial. Iar scrie desfășurat pe celălalt x e egal cu, ca să ne înțelegem, nu, în dreapta acolo, în spațiu din dreapta sus. Xn ar fi egal cu cine desfășurat? Când K este 1, vine 1 pe 1 factorial plus 1 pe 2 factorial plus puncte puncte sau mai departe plus 1 pe n factorial. Acesta este Xn. Ce părere ai dacă desfășor pe al doilea suma asta a doua este exact la Xn-ul de sus sau apar ceva diferență? Ia ia lupă ăsta deoparte. Spune sumă de la K de sub pe acolo. Chiar... Nu, nu, nu. Sub Xn. Sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 pe K plus 1 factorial. Tot desfășoară. Îl egal cu 2 factorial. Așa, 2 factorial plus 1 pe 3 factorial. Așa. Plus. Și mai departe? 1 supra n plus 1 factorial. Așa, n plus 1 factorial. În fața lui cât ar fi? N factorial. Pune 1 supra n factorial. E, dar nu-i suma din păcate de sus la xn începe de unde? De la 1. De la 1. Nu la 1. Atunci, în loc de 1 pe 2 factorial plus 1 pe 3 plus 1 pe n factorial, poți să spui că este xn mai puțin 1. Da. Eu și mai mult 1 supra n plus 1. Și la care dau și 1 pe n plus 1. Deci îți scoți bucata de sus, 1 pe 2 plus 1 pe 3, care va fi cât xn? Uite, tu ai luat bucata asta. Tu faci o ai. Da. Dar asta este 1 pe 2 plus 1 până la 1 pe n, care înseamnă xn minus 1. Da. Deci poți să spui aici egal mai departe cu cine aici? Egal cu xn minus 1 plus xn minus 1 plus 1 pe n plus 1 factorial. Deci în loc de suma asta, tu ți-ai permite să faci uz de xn-ul pe care l-ai. Așa că mai departe, la capăt, egal mai departe cu sumă dreaptă. Sumă va ieși în față, conform îi proprietăți nu constanta, ca și cum scoate un factor comun, 2 sumă de la K egal cu 1 până la N. Din? K? K supra. K supra. Da. Minus 1. Da. Minus 1 din suma aceea când se folosește. Că mai am dat. Minus X, minus 1 plus. Minus X, că e minusul de aici de față, deci. Minus X, plus 1. Minus 1 pe n plus 1 factorial. Iată că aien am scris așa. Am avut aici baftă să folosesc pe xn. Încă aici vreau să văd ce mai pot face, că suma aceea trebuie să o calculez. Pare cum s-ar calcula sumă de la K egal cu 1 până la n din K supra K plus 1 tot factorial. Sumele, aceste sume cum se calculează? Ce este ideal să reușesc? Că vor de către ca pe de să aranjez o diferență de termen. Deci, hai să o luăm aici de sub. Sumă de la K egal cu 1. Nu mai e. Din K. K supra K plus 1 totul factorial. Ar fi egal cu. Adunăm și scădem în 1 în K acela de sus. Sumă la K egal cu 1 până la N din K plus 1 minus 1. La numărător. Supra K plus 1 totul factorial. Și nouă în parte cu. Ce să facem acum? K plus 1 supra K. Așa, se distribuie în două. K plus 1 supra K plus 1 totul factorial. Minus 1 supra K plus 1 totul factorial. Sumă de toate bucata. Și aici nu scriem asta în termen mai încoace și simplifică. Se simplifică și egal mai departe cu sumă dacă e calculul până la N din
factorial. 1 pe K factorial minus 1 supra K plus 1 totul factorial. Sunt din toate cu casa asta. Și acum, fiindcă ai reușit performanța să fie diferență de 2 termeni pe secundic, încep și dai ca valor. Și egal cu dedesubt, hai că țin capul. Nu, da, capul. Nu? E treci pe tabla cealaltă. Egal cu. Când nu cam va dai valoarea 1 din 1 pe 1 factorial minus 1 pe 2 factorial. 1 pe 1 factorial minus 1 pe 2 factorial. Asta pentru cine? Pe desu, pentru că e egal cu 1. Nu, păi pune așa o colare, nu pune amă dacă. Pentru că e egal cu 1. Plus, când K devine 2, avem 1 supra 2 supra 2. Da. Minus 1 supra 3 factorial. Plus 1 supra 3 factorial. Da. Minus 1 supra 4 factorial. Plus 1 supra n factorial. Minus 1 supra n plus 1 tot factorial. Hai, trebuie să râd 2 câte 2, deci asta e pe 1. Care, care se reduce acum? Minus 1 pe 2 factorial cu 1 pe 2. Da. Și da. Da. Te înțeles că minus 1 pe 4 îl dai și pe el. Minus 1 pe 4. A. Și face 1 pe 1. Hai mai repede, mai repede, prea lent. Minus 1 pe n plus 1 totul factorial. Cu asta ai calculat suma. Hai să ne întoarcem la șirul AN. Șirul AN era egal cu, șirul AN este egal cu 2 pe lângă suma pe care ai găsit-o tu, sumă din cât? 2 pe lângă. Aia era 1 minus n plus 1 factorial. Închide paranteza. Mai departe. Minus xn este scris acolo. Minus xn plus 1. Minus 1 pe n plus 1 factorial. Hai să desfacem paranteza. Egal mai departe cu 2. Minus 2. N plus 1 factorial. Acum, și egal mai departe cu 3 minus, hai continuu. 3 minus 3 supra n plus 2 factorial. Minus xn. Încă o dată, să zicem sus, șirul la n este egal cu, sau de desubt, chiar de capăt. Șirul la n egal cu, iată forma finală, 3 minus 3 supra n plus 2 factorial. N plus 1. N plus 1, n plus 1 factorial. Minus xn. Și acum trecem la limite. La limite din șirul la n de afară. Limite din AN egal cu limite din limite din șirul la n egal cu limite din egalul său. Din cine, de fapt? Din? 3 minus 3 supra n plus 1 tot factorial. Minus 6. Limită din toată asta. Limita sumei, suma limitelor egală mai departe cu cât face? 3 care limite? 3 minus. 3 minus? 3 supra cât vine acolo n plus 1? Infinit, nu? Da. Ceva pe infinit? 0. 3 minus x. 3 minus, dar x nu de tinte. 3 minus e nimic de x. 3 minus e. Deci răspunsul este 3 minus e. Printre variante se află și 3 minus e. Ce? Da? Se află și 3 minus e. Ce e aia? A, B, C, așa, mai multe variante. A, B, C, D, 4 parcă sunt. Iată, varianta 1 era 2e. Varianta B este 2e minus 1. Varianta C, 3 minus e. Varianta deci, D, 4 minus e,
Și varianta E este E plus 1. Deci, câte aveți? 4, 5 variante de răspuns. Din cele 5 trebuie ales 1. Și doar tu bifezi pe una dintre ele. După ce faci calcul. După ce faci calcul. Dar faci la întâmplare. Și nimeni ești. Probabilitatea din ce în ce mai mult. După părerea mea. La anumitul la care sunteți voi, numai bifați atâta faceți. Te plăți să mai rapid cum vreau. Aveți o singură metodă de rezolvare. Bifatul. Facem timpul recurent. Păi bine că avem. Și ce faci pe tine? Oricum, pe total, din cele 30 de subiecte care sunt, nu vei avea șanse să iei mai mult de 3. Cu probabilitatea asta care la întâmplare. N-ai cum să iei mai mult de 3. Vreau să urmăriți acum de ce acest exercițiu a părut dificil pentru voi. De ce credeți? Am avut? Nu l-am ghicit, sunt ca la sigur că da, n-ați ghicit. Dar era o mare că total la sufletul vostru. Voi spuneați așa. Păi eu am de calcul limita așa asta, dar ce vreau mi-a dat, predicția? Nu înțelesesc că, de fapt, Cyrulian se poate exprima cu ajutorul lui Xen. Și când am ajuns la exprimare, dar pe unde treceam ca să exprima? Ca să pot exprima, trebuie să pot calcula, să desfac un pic suma asta. Și să calculez cât de cât să mă apropii. Iată a fost momentul de calcul aceste sume. Ca asupra K plus 1 factorial. Cu argumente, la ce a redus autorul treaba? A redus la calculul unor sume. Cum se calculează aceste sume? Se calculează, se urmărește să aranjeze termenul de subsumă, ca o diferență de 2 termeni. Fie poate să codifie la o distanță de 2 pași. Și atunci când desfășurăm suma, ei se reduc 2 cu 2. Deci asta a fost aici. Să vedeți că totul înseamnă să știi foarte, foarte bine materia din urmă. Dacă o știi materia din urmă, eu vă spun sigur că nu aveți nicio emoție. Dar trebuie foarte bine știut. Deci acesta este un exercițiu prins acolo în testul respectiv. Ia gândește că pentru la anul, până la anul se mai uită din materie, ieși la zi, ieși la zi și ai greutăți. Ce ne facem? Peste un an. Problema este complicată. Iată, așa s-a făcut colegii voștri în situația asta dificilă de a răspunde acum, pentru că bacalaureatul pleacă, bate la ușă, de a răspunde la toate chestiunile, începând de la 9 până la 12. Foarte multe lucruri nu sunt clarificate și atunci, de aici greutățile foarte mari. Tot aici, în colțul ăsta, unde s-a uscat un pic, autorul spune așa, fie și la el, dată pe următor. A indice N plus 1 egal cu 4 minus A indice N la pătrat. Deci A N egal cu A indice N plus 1 da. Egal cu A, deci așa. Se dă și la el. În felul ăsta, A indice N plus 1 egal cu 4 minus A N la pătrat. Totul. Nu e la pătrat, și nu e la pătrat. Așa. Ori scrie în felul ăsta, ori puteai să scrii șirul AN la pătrat. Da? Șirul AN. E vorba de șirul de pe poziția AN și cel de pe AN plus 1. Ceea ce observăm acolo are o recurență. Se cere limita șirului AN. Deci limita din AN egal semn de întrebare. Cum anume? Ce răspuns să-ți iei? Nu, nu are importanță răspunsul. Îl vedem dacă este la sfârșit. Dar nu poți. Păi dar se cer limite. Dacă se cer limite de aia, înseamnă că este acceptată ideea că șirul este convergent. Și atunci, se trece la limită în recurență. Pentru a găsi limita, se trece la limită în recurență. Lucru care am mai făcut și la altă dată, dar n-aș fost atenți. Deci, limită din A N plus 1, A indice N plus 1, egală cu limită din dreapta.
și limita sumei, suma limitelor, deci egal cu limita de 4, care face 4, deci egal cu 4, minus limita din IN la pătrat. La limita puterei, înseamnă limita bază la limita exponent, deci din limita din IN, tot la pătrat. Deci egal cu putere sub, cu limita din IN, totul la pătrat. Ei, ce facem acum? Notăm cum limite din IN, notăm limite din IN egal cu L, și atunci, care e relația? Din IN, da. Limită din L plus. L egal, că doar IN plus 1 tot altă, șirul, vede, dacă șirul limite din IN este L, și limite din IN plus 1 tot L este, că nu facem decât referire la un alt reprezentant al șirului. L pătrat. De ce e L pătrat? Limita din aia e totul la pătrat. Egal cu 4. Da. 4 minus L pătrat. Deci L e egal cu 4 minus L pătrat. Și avem de rezolvat ecuația asta. Adică L pătrat plus L. L pătrat plus L minus 4 egal 0. Să rezolvăm ecuația. L 1, 2. Radical din delta, care delta este 16. Vine minus 16. De ce minus 16? Da. Când dați pe limite din aien cu L, noi aveam o limite din aien cu sub. Da. Păi, dar și-o m-am insistat. Noi când facem referire la un șir aien, o facem firea reprezentantul de pe poziția N, firea poziția N plus 1. Și acum trebuie să fie atent, că le-am insistat la asta, dar tu n-ai vrut să fie atent. Însă dă și la N, egal așa, 1, 1 pe 2, 1 pe 3, 1 pe 4, 1 pe 5, și mai departe, 1 pe N, apoi 1 pe N plus 1, 1 pe N plus 2, și mai departe. Fie și la N. Ori dau și eu așa în desfășurarea sa, ori dau, fac referire la acest șir prin reprezentantul de pe o anumită poziție. Și spun, șirul la N este 1 pe N. Am făcut acum referire la șirul respectiv de la un reprezentant de pe poziția N. Tot atât de bine mă pot face referire la același șir, luând acum ca reprezentant pe cel de pe poziția N plus 1. 1 pe N plus 1. Dar ori fac referire la șirul și cu ajutorul reprezentantului de pe poziția N, ori cu acel de pe poziția N plus 1, ori cu N plus 7, este același șir. Că eu dacă dau acum lui N valoare aici, tot se termină acest șir. Dacă dau eu lui N valoare aici și încep de la 0, da? Iar găsesc tot se termină șirul acesta. În concluzie, câte vreme eu vorbesc de șirul aia ca tinde la L, și am dat cu L, la același număr tinde și șirul. Și același șir. Că aia plus 1 este același șir. De aceea am zis L egal cu 4 minus L pătrat. Adică minus L pătrat plus L minus 4. Și acum la radical din, de ce? 17. Nu voi nu sunteți atenți deloc. Când vine L pătrat plus 4 ace, minus 4 ace, deci supra 2. Și avem o dată L1 egal cu L1 egal cu minus 1 plus radical din 17 supra 2 și L2 a doua valoare minus 1 minus radical din 17 supra 2. Deci șirul respectiv are câte care sunt una dintre aceste două valori va putea să fie limitat. Și noi acum trebuie să ghicim, să vedem, să stabilim care din cele două s-o potim. Pe minus 1 plus radical din 17 pe 2 sau pe minus 1 minus radical din 17 pe 2? Minus 1. De ce? De ce ați luat în prima? Nu există șir cu două, nu? Care să tindă
termenii săi se condamne spre două valori. Limitarea există unică. Deci întrebarea, care din aceste două poate să fie luată? Întrebarea, este corect dat șirul de mai sus? Șirul de mai sus este dat dintr-o recurență. Ori dacă avem o recurență, aceasta este o recurență de ordinul întâi. De ce e de ordinul întâi? Fiindcă le are doi termeni consecutivi. Da. Și atunci, pentru ca să fie corect data, va trebui să mai știu un termen la pornire. Dacă ar fi recurență de ordin 2, mi-ar fi trebuit doi termeni. Asta înseamnă că fie că s-a scăpat de autor, fie că n-am fost dat. Și trebuia să săriți foarte rapid la mine. Dom'le, dar fie șirul la el, se dă șirul la el. Cum se dă șirul la el? Câte vreme am mare curență atunci. Deci mai adăugăm punct și virgulă, au 1 egal cu 1. Primul termen al șirului este 1. Ați putea ști toți termenii șirului pe baza acestei referențe? Da. Cum? Păi să nu vezi până. Limita din aia cum am dat-o ne dau cu lângă și vedem. Eu te întreb. Poți afla termenii șirul așa cum îi cunosc pe aceștia? Că asta înseamnă, acum ai un șir, înseamnă a ști toți termenii săi. Nu. Nu putem. Păi dacă dăm eu valoare aici, uitați, mă prin egal cu 1, scriu, te prin egal cu 1, recurența de linii. Al doilea, a indice 2, egal cu 4 minus a indice 1. A indice 1 la beta, scrie așa, și egal mai departe cu 4, deci al doilea este 4, minus 1 și egal cu 3. Deci, șirul AN ar fi așa, AN două puncte. Cum ar fi? Primul termen este 1, virgulă, 3, și să continuăm. Apoi și pe al treilea, ai putea să-l afli. Al treilea este egal cu 4 minus a indice 2 la pătrat. Așa. Și egal cu 4 minus 3 la pătrat, că este 9. Este egal cu minus 5. Deci egal cu minus 5. Al câte la terminați de stăt? Al treilea. Pune minus 5. Mai departe, pe al patrulea le putea afla? 4 minus al treilea la pătrat. Așa. 4 minus 5 la pătrat, 25. Deci egal cu minus 21. Minus 21. Deci termenii șirului sunt da? Deci șirul AN ar fi așa, ia pune aici să vedem. Deci șirul AN, termenii acestea ar fi următor. 1, 3, 5. Așa. Hai departe. A5. Al 5, da. Integral 4 minus 4 la pătrat. Care este egal cu 4 minus 21 la pătrat. 21 la pătrat. Minus 24. 421. Minus 437. Și așa mai departe. După cum observăm așa, termenii aceștia nu prea pot fi opriți așa, bunul simț ne spune nouă. Că șirul acesta tot tinde, unde credeți că tinde? La minus infinit se pare. Adică, noi ce am făcut acolo? Când am aflat limita, deci când am trecut aici la limită, am făcut-o de parcă am ști că există limita. Deci când aveam voie să trecem la limită în egalitatea asta? Când știam că termenii săi se apropie de un număr.
Dar încercând noi să ghicim șirul, să-l descoperim, am constatat că termenii săi nu prea au tendința asta. Iar revenind aici, insist și vreau să vă spun că un șir este bine de dat. Dacă îi știu toată succesiunea, o altă variantă, să știu reprezentantul de pe poziția Iena și de acolo dau mâine la orice și ea știu șirul. Și mai cunosc șirul dacă știu recurența. Deci trei variante am de indicat un șir. Șirul se dă prin succesiunea de noi, da? Prin indicarea reprezentantului de pe o anumită poziție, iată s-a indicat reprezentantul de pe poziția Iena, sau printr-o recurență. Noi aici am avut șirul dat printr-o recurență. Ne permitem să trecem în recurență la limită, numai după ce știm că șirul este convergent. Păi prea a făcut-o mult prea devreme, ca și cum șirul ar fi convergent. Și atunci am intrat în situația dificilă de a alege între două numere. Ori pe acesta, ori pe celălalt. Și cum nu știam să alegem, n-am știut cum, am zis, hai să vedem termenișul, hai să vedem cum o lucrează ei. Și în clipa în care ne-am apucat de treabă, am văzut că ei nu vor manifesta tendința de a se apropia de un număr. Deși șirul acesta nu cred că este convergent. El este monoton, descrescător. Dar este descrescător, uitați-vă, 1, 3, minus 5, minus 21. Este monoton, descrescător, dar este nemărginit inferior. Deci nu cred că șirul acesta este mărginit inferior. Și atunci, nu există niciun număr care să-l oprească. Deci 1, 3, da, e drept minus 5 minus, dar de la urmă acolo merg foarte liniștiți. Deci monotonia două remarci că nu cu primii doi. Da. E nimic la primii doi, deci putem spune că șirul este monoton de scăscător, începând la n egal cu cine, de la al doilea încolo. Așa putem remarca. Deci la al doilea început, termenii șirului sunt aranjați în ordine descrescătoare. Că doar noi asta doream să spunem la monotonie, dacă termenul respectă sensul respectiv, indiferent de el la care facem referire. Așa noi nu am lucru acolo și de la al doilea acolo și sigur că este adevărat. Bună observație pe care ați făcut-o. și totuși, ceva mă face să mă întreb. Nu putem spune așa foarte repede din observația asta că șirul ar avea limita în minus infinit. Și cred că niciuna din ele nu e bună. Că asta ar însemna acum, nu? Că niciuna din ele nu e bună. Ar trebui să arat că șirul nu poate fi mărginit inferior. Dacă încerc șirul să-l opresc undeva, acest lucru este imposibil. Deci se arată că șirul este nemărginit inferior. Adică, dacă aș cere că șirul AN este mărginit inferior, nu, șirul cum am spus că este, dacă vă închipuiți pe axa reală, aici este 3-ul, da? 3, asta e 0, pe un minus 5, și mai departe. Deci nu există minorant pentru șir. Adică șirul AN este cuprins, nu se știe cine, în dreapta aș putea spune că chiar 1. Dar nu există minorant. Și nu acceptă minorant. Că dacă îi spune că există un alfa, alfa încât șirul la N să fie mai mic decât alfa, probabil intrăm într-o contradicție foarte clară. Deci presupune că există alfa încât șirul la N mai mic decât alfa, oricare ar fi el. Atunci acest alfa este foarte, foarte mare. Adică vom constata că de fiecare dată găsim un termen al șirului care depășește pe alfa respectiv. Indiferent de alfa la care mă opresc.
atunci șirul respectiv nu este mărginit inferior. Am crescut șirul respectiv unde tinde? La minus infinit. Deci limite din AE, dacă ar fi să spun, asta nu-i corect. Nu-i bine să spun că limita e minus infinit. Pentru că eu vorbesc de convergență și atunci aș fi dorit să găsesc un număr finit. Deci mai bine spun că nu există limită din AE. Nu există limită din șirul AE. Iată, la răspunsuri ar fi fost variantele. Minus 1 minus radical din 17 pe 2, capcană. Minus 1 plus radical din 17 pe 2, adică una din cele două valori. Ar mai fost plus infinit, ar mai fost minus infinit. Și există și varianta, nu există. Da? Deci nu există. Rămânem pe varianta aceasta. Și am adus în partea cealaltă, ce am descoperit în acest subiect. Că trebuie să te analizezi foarte bine, tot de la început, nu povești. Nu povești. Iată, spune așa, să se calculeze limite pentru x tinde la 0. Din linie de fracție. 1 minus cos de x pe lângă 1 minus cos de 2x, 1 minus cos de x în paranteze, 1 minus cos de 2x, pe lângă și așa mai departe, puncte, puncte, pe lângă 1 minus cos de nx. Totul supra, toată chestia asta supra, a tangent de x. Ori a tangentă de 2x. Ori și așa mai departe, ori a tangentă de nx. Toată chestia asta la pătrat. Numai numitorul la pătrat. Noi chiar credem că la limitele funcții suntem chiar în mână, nu? Credem asta. Câte limite am făcut, eu aș vrea să cred, alături de voi, ar vrea să cred că așa să nu ne pune nicio dificultate între asta. Să vedem. Mai întâi trebuie să ne ocupăm din numitor. Avem forma pentru tangentă. Da. Deci la tangentă de x pui supra un x. Și mă pui cu x. Așa. Și pui un x. La fel la cealaltă pui un 2x și mulțești cu un 2x. La index. Aici pui un x. Și mulțești cu un x. Dar totul intră sub paranteza aceea pătrată, da? Așa. Corect. Și egal de sub limită pentru x tinde la 0. Dintr-o linie de fracții. Dar hai să le scriu. Vreau de 1 minus cos de x, că am folosit-o deseori. 2 sim pătrat. 2 sim pătrat de jumătate. 2 sim pătrat de x pe 2. Ori 2 sim pătrat de 2x pe 2 din x. De x. Puncte, puncte, 2 sim pătrat de x pe 2. X pătrat. De câte ori este X pătrat? De
E nu e x pătrat, totul la puterea n. Deci x la 2n, e la corect. Pe lângă 1 ori 2 ori 3 ori puncte, puncte, ori n. Și paranteza ce e la pătrat, te-am zis. 2 sin pătrat de x pe 2. Bine. 2 sinus pătrat de x pe 2 totul supra x pătrat pe fara. Ori x pătrat pe fara. Înmulțit cu sinus 2 sin pătrat din x supra x pătrat multiplic x pătrat. Puncte, puncte, ori 2 sinus pătrat din nx pe 2 totul supra nx totul la pătrat pe 4. Și ori nx pe 4. Totul supra x pătrat x la 2 n, ori? Dar ce înseamnă ori 2 ori 3 ori? Ia. Ia factorial. Ori n factorial la pătrat. Fundamentală. Fără 2 ori cealaltă. Din e fracții. 2 x pătrat pe 4. Da, x pătrat, deci 2 cu 4 face 1 pe 2. Deci vine x pătrat pe 2. Înmulțit cu x pătrat înmulțit cu 2 x pătrat. 2 x pătrat. 2 cu n pătrat, x pătrat, mulțit cu n pătrat, x pătrat, pe, pe, pa, pe 2. Că ne lasă simplu cu 2. Supra x la 2n, ori n factorial la pătrat. Și ca mai departe cu? Ei, se vede aici, vine x la 2n, x la 2 se duce, și egal cu linii fracții, care vine aici? Vine 1 ori 2 ori 3 ori n la pătrat, tot la pătrat, deci vine n factorial la pătrat, ori 1 supra 2 la n. 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2 la n. Și un x pătrat este aici, da? X nu x pătrat, x la 2n. X la 2n. Jos este x la 2n. Ori n factorial la pătrat. Se simplifică x la 2 cu x la 2, n factorial cu factorial, așa, și egal cu 1 pe 2 la n. Și 0. Asta este limita. Păi 1 pe 2 la n. Deci valoarea limitei este 1 pe 2 la n. Sigur, și aici destul de greutăți, pentru că da, este 1 pe 2 la n. Printre situații se aplice. 3n plus 5? Da, 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 da. Egal cu? Depinde. 2 pe 3. Egal cu limită. Noi zicem egal cu limită, scoate pe lângă factor fotean. Facem așa calcul, ca și cum ați fi plus. La șirul știți, bine scoate factor fotean. Da. Plus. Și egal cu? Ne pună simplific, egal cu 2 pe 3. De desubt. Limită din 2. 2. Limită din linii fracții. 2 la putere n plus 1. 2 la n plus 1 la bază. Totul supra 3 la n plus 5. Egal cu
limită din... Păi ce facem aici? Până la sigur că da. Adrenul și pe nu. Sus acolo și scoatem factor forțat pe 2 la N. 2 la N pe lângă 1 plus 1 pe 2 la N. Totul sub K. 3 la N pe lângă 6 egal acolo cu limită din aici este 2 la 0. Sigur că da. Aici și avem 2 la 2 pe 3 totul la el. Egal cu 2 pe 3, limită din 2 pe 3 totul la el. Care face egal cu 0. 0. Număr sub unitar la infinit face 0. Că 2 pe 3 sub unitar, dacă era 3 pe 2, face infinit. Da. Iată, dintre variante aici, spune că limita este 0, 3 pe 2, 2 pe 3, plus infinit, care ai făcut-o corect, ai ales pe 0. Nu? Ai greșit. Și fiindcă vine vorba de asta de sub, să facem ca și o intervenție a mea la o astfel de limite. Spuneți, limită pentru, să spunem, 3 la n plus 5 la n plus 6 la n. Totul supra 6 la n plus 7 la n plus 8 la n. Sigur că da. Spatem pe 6 la n cel mai puternic. Egal cu limită din 6 la n pe lângă 3 la n pe 6 la n plus 5 la n plus6 la n, 6 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 la n, 6
Am văzut. Iată, dacă am prins mecheria asta, știu ce se face. Nu stau. Deci asta nu era cursul de autordare. Voi căutați să îmbogățesc de fiecare dată testul. Cu alte variante. Cu altă limită. Păi așa, steluță. Foarte bine zis. O altă steluță. Să zicem, propun să facem limită... Nu, nu pune 3 la asta. Pune 3. O să vedem aici. Limită pentru entity de la infinit din linii de fracții minus 2 totul la n plus 1 totul supra minus 3 totul la n plus 5. Minus 2 la n. Să scoatem minus 2 la n, da? Ia să vedem. Minus 1 supra. Nu, 1 plus minus 2, îmi arătesc că e cu totul minus 2, totul la n. Totul la n, supra. Da. Minus 3, totul la n. Se dă minus 1. Și aceea cred că minus 2 la n, ceva pe minus 2 la n se duce la 0, indiferent cum este n, par, impar acolo, deci tot timpul crește foarte, fiind cu plus sau cu minus, tot spre 0 se duc. Și ne rămâne limită din minus 2 pe 3. Minus 2 pe minus 3. Minus 2
2 pe minus 3, tot la el, și mă rog. Dar minus pe minus face plus, deci limită din 2 pe 3, tot la el. Și face cât? Da. Deci atunci și prima dată a fost 0. Eram într-o derută acolo pentru că era cu minus 2 la n. Dacă ar fost numai minus 2 la n plus 1 supra minus 3, ia să luăm cu plus 3 la n plus. Steluță. Steluță, da? Deci ne ocupăm de... Treci pe tabla cealaltă. Limită pentru n tind de la infinit. La infinit e de întotdeauna, dar la șiruri. Din minus 2, în paranteză, totul la n, plus 1, totul supra 3 la n, plus 5. Aici să vedem cât face. Tot așa spate din minus 2. Minus 2 la n, nu are nicio importanță. Totul supra 3 la n, pe lângă 1, plus 5 supra 3 la n. Este egal cu, se duce la 0, la 0 și avem minus 2, totul la n. Limit, da? Limit. Așa, supra 3 la n. Așa, care ca mai fac o limită din? Minus 2 pe 3. Totul la? Yeah. El. Și că, tot cât face asta? Tot 0. Tot 0, sigur că dacă el alternează. Sare de o parte și de alta, dar termini sunt toți spre 0 din. Da? Deci termini. Și despre stânga și despre dreapta lui zero. Deci el este un șir alternat, dar tot spre zero se duce, pentru că e bază subunitară. Dacă ar fost bază supraunitară, minus la supraunitară, unii zicea spre plus, alții spre minus. Când e cuprins între minus 1 și 1. Așa, când modul este cuprins între minus 1 și 1, atunci n-are ce face. Așa, și să vedem alta. Limită 4. Limită pentru radical din n pătrat plus 6n plus 1, n pătrat plus 6n plus 1, minus n, asta, limita, limită din toată bucata. Deci de supra primul radical se poate din n pătrat, deci egal cu limită din. Este n de subradical. Păi, nu radical din, da, da, sigur că da. Radical 1 plus? 6 n supra. E, da, 6 pe n, nu mai pe așa. Plus 1 pe n pătrat. Și minus? Minus n. Scoatem un factor comun, egal mai departe cu limită. Radicalul 1 la 1 minus 1. 6 este la 0. Este egal cu 0 la 0, 1 minus 0. 0 ori? 0 ori, nu. Ori infinit. Ori infinit. Că el e din 2 infinit. Deci egal cu 0 ori infinit. Egal cu 0, infinit ori 0. Operați fără sens. Și ce face acum fără radicalul acela? Conjugat. Conjugat. E de sub. Limită din... Hai, asta e banal. Nu. De la început ești. Da, de la început. Ah. Sigur că... Deci limita care a avut-o de făcut e radical din... Să venim 5 și care se ne aflăm. Radical din... E împătrat cu 6 el. Minus. Totul pe lângă. Radical din... Nu împătrat. Plus 1. Plus 1. Totul sub. Corect.
la decazin, nu pătrat, plus 6.000, plus 1. Da. Egal cu. Egal cu. Aici avem, se duce radicalul. Da. Și avem mie în pătrat cu 6.000 plus 1. Minus i-am pătrat. Supra. Radical i-am pătrat plus 6.000 plus 1 plus 9. Egal limit. N-ați plus limit. Pentru. I-am pătrat cu i-am pătrat minus i-am pătrat. 6.000 plus 1. Supra. Aici. Aici, pe 3, i-am pătrat. E nu, toate aia, ce simt. Acum, deci, stați în față împărțat, nu pătrat jos. Este în față, adică, 1, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, limită din. Și scoțând pe de factor forțat, vine 6 pe 2 egal cu 3. Da. Dacă vrea știi. Ei, aici a fost, în prima variantă am pus să văd în ce caz mă situez. După care am trecut la limită de a putea să reacționez la început. Ei, haideți să vedem câteva steluțe acum. Limită din. Limit fracții. Radical din n plus 2. Plus, minus, pardon, minus radical din n plus 3. Totul supra radical din n plus 5. Minus radical din n plus 6. Hai să dăm drumul. Deci extindem de la o idee de conjugată, extindem și facem mai multe greșite. Adică, îmbogățim. Radical din n plus 5. Minus radical din n plus 6. Totul pe lângă. Radical din n plus 5. Plus radical din n plus 6. Totul mulțit cu radical din n plus 2. Plus radical din n plus 3. Egal cu limită pentru. Limită din. Aici avem n plus 2. Așa, limită din fracție n plus 2. N plus 2 minus n plus 3. Minus 3. Minus 3. Așa. În totul mulțit cu radical din n plus 5. Plus radical din n plus 6. Totul n plus 5. Minus n, minus 6, totul pe lângă radical din n plus 2, radical din n plus 3. Egal cu limită. Bine. Bine. Minus, minus. Minus, minus 1. Da, și jos. Da, dar minus 1 se descurcă cu minus 1 de jos. Minus 1. Mulțit cu. Radical din. Aici putem. Aici scoatem. Nu cum? Radical din, nu chiar. Radical deci radical din este peste tot. Radical din nu pe lângă. Radical din. Plus 5 pe lângă. Plus radical din 1 plus 6 pe
totul supra minus 1. Corect. Mulțit cu radical din n, pe lângă radical din 1 plus 2 pe n, plus radical din 1 plus 3 pe n. Egal. Minus 1 cu minus 1, ian cu ian, radical din ian cu radical din ian, și avem, aici se duce la 0, la 0, da. Aici tot la 0, plus 1 cu 1, plus 1, era cu 1. 2 pe 2, 2 pe 2? 1. 1. Deci limita este egal cu 1 cu 1. Acolo, 1, egal cu 1. Deci aici a fost de văzut repede dublă conjugată, da? O altă limită, căsteluță, îmbogățim, exemplu acela îl îmbogățim la 4, cu mai multe idei. Iată, limită pentru, limită din șirul, deschide paranteza, radical din n plus 2, minus 2 radical din n plus 3, plus radical din n plus 4, închide paranteza, totul de mulțit cu un radical din n. Scoatem n-am faptul cu dar sau putem trece în greva cu n. Ia să vedem. Nu avem acolo. La CD3, la CD3, al pătratului, 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 pătratului. Ia să vedem o idee mai pe aici. Minus 2 radical din. Cum proceda? Nu fiu radical. Nu fiu radical și putesc scrie. Nu fiu radical și după putere. Asta era ideea, vă fiu radical acela. Da, radical din. Minus radical din n plus 3 plus radical din n plus 4 minus radical din n plus 3 limite din totul într-o paranteză ori radical din n și egal cu dedesubt egal cu limită din limită din scăderea la primii doi, ori adică poți să faci un grupaj, primii doi e mulțit cu radical din n-ul ăla la sfârșit. Deci, radical din n plus 2. Radical din n pe lângă. Hai să luăm așa, radical din n pe lângă, dar la sfârșit, pe lângă echipa, radical din n plus 2 minus radical din n plus 3. Plus limită din, plus limită, a doua limită. Radical din 4. Și egal cu de desubt. Limită din. Radical din n pe lângă. Ce facem acolo? Trebuie să diferență conjugată, repede. Deci vine n plus 2 minus n minus 3 totul supra sus din cauza aceea, nu? Că am mulțit conjugata da. Radical din n plus 2 plus radical din n plus 3 da plus limita a doua plus limită radical din n pe lângă n plus 4 minus n minus 3 totul supra radical din n plus 4 minus plus radical din n plus 3 egal.
aici, minus 1, radical din N. Limită din N de fracție. Minus radical din N, bine? Totul supra. Foarte, foarte forță. Da. Chiar radical din N. Chiar radical din N, da. Radical din N, totul pe lângă. Totul pe lângă. Radical din 1 plus 2 pe N minus radical din 1 plus 3 pe ian. Plus. A, plus limita. Din linie de fracție. Minus radical din ian. Radical din ian. Radical din ian, totul supra. Totul supra. Radical din ian pe lângă. 1 radical din 1 plus 4 pe n plus radical din 1 plus 3 pe n. Egal cu. Aici se duce spre 0. Da. Așa. Aici, la fără. Corect. Radical din cu radical din N. Și este 0. Limita ce este egal cu 0. Foarte, foarte clar astfel de exercițiu. Toți steluțări, toți steluții, atât vă propun ca extindere, dar la 4 suntem, nu? Ca extinderea ideii de acolo. Iată, limită pentru, limită din șirul. Următor. Linie de fracție. Radical din indicii 3. Din n plus 1. Minus radical indicii 3. Din 8 n plus 2. Și plus radical indicii 3 din n plus 5 totul supra radical indicii 3 din n plus 6 minus radical indicii 3 din n plus 5. Facem părța din al doilea de sus 8 și este de sub radical 2 și rupem radicalul 1. Așa. Deci am ascuns chestia asta. Deci spatem în 8 factor forța. Și vine radical în 3 din n plus 1. Minus 1/8 radical în 3 din 8 este 2. Minus 2 radical în 3 din 3 din n plus 2 pe 8 care face 1 pe 4 plus adică 3 din n plus 5 totul supra radical din c3 din n plus 6 minus radical din c3 din n plus 5 egal. Și desfacem. Radical indice. Radical indice 3 din n plus 1. Minus. Radical indice 3 din n plus 1 pe 4. Plus radical indice 3 din n plus 5. Minus. Radical indice 3 din n plus 5. Totul supra. Radical indice 3 din n plus 7. Minus radical indice 3 din n plus 5. Este egal cu limita. Așa. O să distribuim numitorul la cele două, da? Radical. La cele două radical, la cele două limite, practic. Limite din asta pe asta, da?
adică alincesc 3 din 6. Da. Minus, adică alincesc 3 din 5. Plus limită? Yeah. Adică un pic mai strâns acolo, da? Adică alincesc 3 din N plus 5. Minus, adică alincesc 3 din N plus 1 pe bază. Da. Supra, radical alincesc 3 din N plus 6. Minus, radical alincesc 3 din N plus 5. Așa. Egal cu? Mai întâi, o dublă conjugată aici, indice 3, ești atentă, limită din linii de fracții. Scrie mai restrâns aici. Așa, cam până aici să ajungi, ca să ne ducem și cu cea de-a doua limită. Sper că te descurci așa. Dar odată vine n plus 1 minus n minus n minus 1 pe 4. Totul pe lângă, totul pe lângă, cu data așa este de jos sus spusă. Da. Pe lângă o paranteză dreaptă, radical din 3 din n plus 6 plus la pătrat, la pătrat, că este vorba de conjugată de 3, a pătrat, plus AB, plus radical din 3 din n plus 6, min. Ori B, ori radical din 3 N plus 5 plus B pătrat. Așa. Deci vine A pătrat plus AB plus B pătrat plus radical din C3 din N plus 5 pătrat. Da. Totul supra, să punem paranteza la închidere. Totul supra N plus 6 minus N minus 5 în paranteză. Totul pe noi conjugat de cele de sus. Pe lângă. Cu paranteză dreaptă, da? Pe lângă la A pătrat. Adică alinice 3 din N plus 1 la pătrat. Corect. Plus totul. Radical indice 3 din N plus 1. Corect. Cu radical indice 3 din N plus 1 pe 4. Așa. Plus radical indice 3 din N plus 1 pe 4, totul la pătrat. Plus, în sfârșit, suntem la cea de-a doua limită, limită pentru N. Aici să vezi cum strângi cât se poate de bine, da? Deci N vine plus 5. N plus 5 minus N minus 1 pe 4. Pe lângă. Așa, o paranteză dreaptă. Asta de jos conjugat. Radical indice 3 din N plus 6, da, totul la pătrat, plus radical de 3 din produsul celor două, N plus 6, pe lângă, deci înmulțit radical indice 3 din N plus 5, și plus, în sfârșit, radicalul celălalt deasupra, acolo scrie? Radical din N plus indice 3 din N plus 1 pe 4. Așa. Totul supra. Totul supra. Aici mai strâns, ca să zic, capul, partea cealaltă, să nu mai... N plus 6 minus N minus 5. Așa, pe lângă. Pe lângă. Conjugata cele de sus. Radical din... Indice 3 din N plus 5 la pătrat. Plus radical indice 3 din N plus 5 în multiplu cu radical indice 3 din N plus 1 pe 4 plus radical indice 3 din N plus 1 pe 4 la pătrat. Și acum, N cu minus N se reduc. Stați. Da. La fel, la cinci și la celălalt. Corect. Hai să luăm din capăt. De capăt, o limită. Limită din linii de fracții. Și 1 minus 1 pe 4 a rămas în paranteză. 1 minus 1 pe 4 face 3 pe 4 de dată. 3 pe 4 va fi.
Pe mulțicu. De aici se scoate la fiecare câte o radical și 3 din el la pătrat. Că din primul este radical și 3 din el pătrat. De la întâlnirea vine radical și 3 din el. Da? Deci facem radical și 3 din el pătrat. Spunem, o radical și 3 din el pătrat. E în pătrat pe lângă. Pe lângă paranteză dreaptă. Ar fi radical și 3 din... Haideți să lăsăm așa să facă un radical și 3 din 1 plus 6 pe n la pătrat. Nu, 6 pe n, toată paranteză, tot radical la pătrat. Așa. Plus un singur radical și 3, pot să scrii, un singur radical și 3 și în paranteză 1 plus 1 pe 6 pe lângă 1 plus 1 pe 6 pe lângă 1 plus 1 pe 5. Și plus radical și 3 din 1 plus 1 pe 5. 1 pe 5. 1 pe el. 5 pe el, acolo am scris. 5 pe el. Aici? 6 pe el. Într-un aia 6 pe el. N-are poate. Și 1 plus, mai departe, 5 pe el. 5 pe el la pătrat. Totul supra. Jos mi-a rămas 1. Pe lângă... Scoatem la radical... Scoatem, nu, te-ai scoatem radical și 3 din el pătrat. Radical din 3 din el pătrat. Totul pe lângă. Totul pe lângă. Radical și 3 din 1 plus 1 pe el la pătrat. Plus radical și 3 din 1 plus 1 pe el ori pe lângă 1 plus 1 pe 4 ien, 1 plus 1 pe 4 ien, plus radical și 3, 1 plus 1 pe 4 ien, tot la pătrat. Plus, limită din, limită, da? Limită din, 5 minus 1 pe 4 face 20 minus 1, 19 pe 4. 19 pe 4. Ori 3 radicali indicii 3 din 3 radicali, ca să nu mai e, da? 3 radicali indicii 3 din n pătrat. 3 radicali indicii 3 din n pătrat. Am înțeles, să înțeles cu cap, ca să nu mai scriu la... E greu și nici nu mai... Nu mai scrie, apoi știe ce... Nu mai pe paranteză, că tocmai... Da. Am scos factor forțat și ceilalți nu s-au dus la 0. Da. Jos, supra, 6 minus 5 face 1, ori 3 radical, 3 radical, indicii 3 din n pătrat. Așa. Și gata. Limită din prima, primul face, ăștia fac 3, se zic limită 3 cu 3, și îmi dă 3 pe 4, la egal 3 n pătrat. Și doar vine 3 pe 4, fă-ți la 3 pe 4 plus 9 pe 4. Deci egal cu 3 pe 4. Plus, plus aici, 3 cu 3 se duce și plus 19 pe 4. 3 pe 4 plus 19 pe 4. 23 pe 4, e apoi și... Așa. Asta este valoarea limitei. Sigur, exercițiul a fost destul de interesant. Am avut și conjugata de ordinul 2, de ordin 3 de văzut. Dublă conjugată. Și am ascuns chestia asta, că în optul ăsta, în loc să lasă pe coeficientul în față, de aici, da? În loc să lasă pe coeficientul de față, l-am băgat sub... Și de acolo trebuie să faceți voi. Nu? Să scoateți factorul forței, asta mai pot aici. Cam așa, încă mai vreau o steluță. Ia să vedem. Să se calculeze limită din radical din n pe lângă a radical din n plus 2 plus b radical din n plus 3 plus c radical din n plus 4 așa, asta închide paranteza știind că a plus b plus c știind că a plus b plus c e egal cu 0. Vreau limita asta.
au egal cu BMC. Nu, stai de rog, am egal cu egal cu minus A, minus C, totul mulțit cu N plus 3, plus C, I-am la dat din A plus 4. Egal cu. Desfacem acolo. În radical din ea, sperăm. A, mulțit cu radical din ea, plus 2, minus A. Așa. A pe lângă. A pe lângă. Nu, dar trebuia să spun singur din cei doi radicali au o comun. A, da. A pe lângă. E bine așa, da? Corect. A pe lângă. Minus? Radical din N plus 3. Plus din radical din N. Pe lângă. A, nu, ce a rămas aici? Ce e pe lângă? Pe lângă. Radical din, radical din N plus 3 plus radical din N plus 4. Egal. Aplicăm aici, nu dă codată. Nu codată, nu dă codată. Am cu radical din N mulțit cu A, L. Radical din, nu, pentru dată. N plus 2 minus N minus 3. Da. Minus 3. Totul supra. Radical din N plus 2 plus radical din N plus 3. Bine. Așa. Plus limită din. Plus limită din. Radical din N pe lângă. Pe lângă. Ce? Mulțit cum? N plus 3 minus N plus 4. Plus 3 minus N. Plus 4. Și avem. Minus N, minus 4. Minus N, minus 4. Totul supra. Radical din N plus 3. Plus radical din N plus 4. Egal cu. Aici scoatem factorul. Aici N cu N se duce. Scoatem factorul forțat de jos. Limită din radical din N, mulțit cu A, ori, linie de fracție. 2 minus 1, ar veni minus A. Minus A, supra, N, chiar radical din N. Radical din N, pe lângă. Radical din 1, plus 2 pe N, plus radical din 1, plus 3 pe N. Plus limită. Radical din N, pe lângă, aici, minus C. Minus C, totul supra, radical din N pe lângă. Pe lângă, radical din 1 plus 3 pe N plus radical din 1 plus 4 pe N. Egal? Da, minus C.
Da. Așa mi-e tot de rușine. 3 minus 4, nu? Da. Egal cu. Da, egal cu. Se duce la 0. Da. Toate. La 0. Și avem. Dar din care cu din el vreau să aminez ce significă? De aici, de aici. De aici, de aici. Minus, minus ABC. Atât, atât. Minus A pe 2. A. Pe 2. Că vine un plan cu 1. Nu-i minus A pe 2? Da. Minus A pe 2 și minus C pe 2. Egal cu B. Egal cu minus A pe 2, minus C pe 2. Și egal cu minus pe lângă A plus C, totul pe 2. Dar A plus C este... Nu, A minus A. Minus pe lângă A plus C este B. Deci egal cu B pe 2. Așa. Egal cu B pe 2. Din nou, iată o limită destul de interesantă. Valoarea limitei este ceea ce am găsit acum, B pe 2. Frumusețea constă în aceea că suma coeficienților de aici face 0. Și dacă trebuie la limite, face infinitor 0. Da. Ei, atunci ați văzut să scoți unul din coeficienți, am adus acolo, am înlocuit și limita merge foarte frumos. Foarte interesantă limită. Și să vedeți, dacă aprofundăm la fiecare chestie de asta, deci dacă aprofundăm la fiecare tip de exercițiu, diversele variante, și îmbogățim, iată la 4 lucrăm de mai multă vreme, și îmbogățim, înseamnă că orice alte situații care s-ar fi într-un test, este rezolvabil. Deci putem lua 4. Da? Deci asta înseamnă... Iată, să vă spun că am dreptate în testul următor. Scrie aici, te rog. Să vezi o limită care se regăsește, o limită într-un test. Și spune așa. Să se facă, să se determine, parcă, mă un pic. Așa. Da. Domnul, eu nu mă asigur de spună asta. 142. La 142. Ia uitați așa, scrie numai. Să calculeze limită. Nu, dacă, scrie așa. Dacă limită pentru n la infinit din n pe lângă, da, n de la infinit din n pe lângă a radical din n pătrat plus 2 plus b n egal cu 1, da, și deci limita asta egal cu 1, atunci a pătrat plus b pătrat egal cu 5. Să găsesc a pătrat plus b pătrat. Iată o situație în care ți se dă limita și ți se cere să calculezi a pătrat plus b pătrat. Ideea este cât se poate de interesantă dacă știu foarte bine toată partea aceea de tot felul de exemple anterioare. Păi, ca să facă valoare finită, dacă au și B ar fi pozitive, dacă ar fi pozitive, ar fi aici infinit ori infinit. Și ar face infinit, ar mai face 1. Ca să facă valoare finită, trebuie să mă anticipez în infinit ori 0. Ca să fac asta 0, când scot pe un factor comun aici, vine după pătrat pe lângă A plus B. Și atunci A plus B trebuie să fie 0. Ca să mă situez în infinit ori 0. Da? Și infinit ori 0 înseamnă plus B egal 0 înseamnă că B egal cu minus A. Deci B egal cu minus A, din condiția de a avea valoare finită. Că spune autorul să fie 1. Și atunci, care va fi limita? Ne ocupăm de limită pentru n tinde la infinit din n pe lângă A radical din n pătrat plus 2 minus A n. Așa vine, da? A este în factor, aplic conjugata, acum intru în tip model de ieșițiu de așa, limita va fi egală cu 1, A se știe cine este, va fi de zeta A, A mi se pare că se găsește 1, și atunci cum B egal cu minus 1, cu minus A, vine A pădat cu B pădat, minus 1 plus 1, egal cu 2. Dar finețea a fost în aceea că nu mi-am dat că A plus B nu știu cât fac, ci mi-a dat rezultatul limitei de valoare finită. Și atunci el a spus că A plus B fac 0. În loc să spune A plus B